Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Mintea, imaginația și intuiția subtilă te caracterizează dacă ești născută pe 25 mai, reprezentând un adevărat paradox, ești același mister pentru tine însăți ca și pentru cei care sunt siguri că te cunosc. Intelectuală și rațională acordă o atenție deosebită cuvintelor și ideilor? Dar energia numărului 25 te conectează la misterele subconștientului. Ca rezultat, ai putea fi interesată atât de misticism, cât și de ocultism, de știință și tehnologie. Ești mult mai emoțională decât gemenii tipici, dar neîncrederea în sentimente te poate face să le suprimi sau să le raționalizezi. Ești natural luptătoare și aceasta este esența ta. Tu poți lupta pentru cauză precum și pentru idee, atât pentru patria ta, cât și pentru familia ta. Cu toate acestea, aceasta nu înseamnă în niciun caz că ești conservatoare sau chiar haică în credințele tale, din potrivă, atitudinea ta față de viață este foarte consistentă cu spiritul vremurilor. Prețuiești cu adevărat banii, hainele scumpe și alte delicii ale vieții, dar în același timp ești conștientă de faptul că toate acestea nu sunt altceva decât o fațadă care nu poate înlocui viața spirituală. În plus, tu recunoști că numai libertatea, atât pentru individ cât și pentru orice grup social, este într-adevăr o valoare incontestabilă. Din moment ce, vorbind de la figurat, ești reglată de tendințele lumii înconjurătoare, Reușești să supraviețuiești chiar și în condiții de schimbare socială, fie prin adaptarea ta, fie prin retragerea ta. Prietenii și rudele însă știu că natura ta fermecătoare se adăpostește doar într-o oarecare măsură. Faptul este că tu nu faci niciodată compromisuri, chiar dacă o astfel de uramenință amenință pierderea popularității. Semnul tău zodiacal aparține constelației gemeni gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, ai o mentalitate analitică, dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului, datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Tresătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de aminții și de înșelate poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, Vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și de neputință. Ești extrem de misterioasă și de neînțeles, ai o intuiție bine dezvoltată, ești capabilă să visezi și, pe lângă aceasta, ești foarte inteligentă. Influența semnului zodiacal se manifestă prin faptul că ești atentă la cuvinte și fermă, dar data nașterii te conectează cu misticismul și misterele subconștientului, care îți oferă un voal de mister, prin urmare. Tu poți lucra cu succes la fel în sfera religiei, misticismului, științei și tehnologii. ai o emoționalitate mai dezvoltată și mai profundă decât alții reprezentanței acestui semn zodiacal, dar de multe ori nu crezi în sentimentele tale, încerci să testezi sau să reconduci în interior, ești o persoană cu părtinire filozofică, ai formate idei clare despre anumite subiecte. Iar aceste idei sunt unite de un cod universal, acesta poate fi un cod de stil de comportament, maniere de comunicare cu alții sau de ambele, poți considera că standardul acceptabil pentru tine este aplicabil tuturor oamenilor, prin urmare, ești în mod special intolerantă față de cei care încalcă legile moralei. Onorurile și responsabilitatea personală sunt categoriile de cea mai mare importanță pentru tine și, în consecință, cerințele tale pentru colegi și pur și simplu pentru prieteni sunt extrem de ridicate. Cu toate acestea, trebuie să înveți toleranța și să fii condescendentă față de slăbiciunile altor persoane. Tu ești diferită nu numai în orientarea mentală, de regulă prezența ta fizică nu trece niciodată neobservată. Din păcate, partea emoțională a vieții tale poate fi într-o stare depresivă sau chiar, în cazul unei copilării dificile, să fii completă deprimată. Poți acorda o mare atenție sensibilității, dar pentru tine însă ți este greu de exprimat și de acceptat. Deoarece nu ești prea încrezătoare în sine, tu nu prea ai încredere în ceilalți. Indiferent ce faci, fiartă, sport, sex sau muncă, pentru tine totul se poate face frumos și profesional, dar nu exista niciun sentiment real în faptele tale. Mai mult, ești mândră de răceala ta, considerând-o ca demnitate de a rezista emoțiilor. Pe toată durata vieții trebuie să lupți împotriva sentimentului de teamă de nerecunoaștere. Indiferent cât de încrezătoare în sine pari atunci când apari în societate, teama de a fi respinsă de această societate este prea adâncă în tine. De aceea, dezvoltarea încrederii în sine, deși lentă, graduală, îți asigură succesul și te va ajuta la implementarea tuturor planurilor concepute. Ar trebui să găsești o cale de a trăi conform propriului cod de etică, fără a recurge la autoumilire și autocritică excesivă, este mult mai util să întruchipezi idealurile tale în forme pragmatice. În caz contrar, Riști să pierzi credința în succes și să pierzi sensul momentului, te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești dornică de flirt, independentă, erudită, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaloare, în același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 25 mai soarta Ai un spirit foarte puternic de contradicție, care te împinge să te confrunți cu lumea exterioară. Tu ți poți apăra credințele, poți proteja interesele familiei sau poți servi binele patriei, acolo unde există totdeauna un motiv pentru luptă. Nu ești conservatoare. Îmbrăcămintea ta corespunde tendințelor moderne, mobilierul confortabil și alte beneficii ale civilizației este de o mare importanță pentru tine, deși, dacă este necesar, poți trăi fără ele, tu prețuiești aceste obiecte de lux numai în măsura în care acestea îți aduc confort și frumusețe în viața ta, dar nu te angajezi să faci publicitate nivelului tău de bogăție sau să-ți mărești prestigiul în societate. Tu ești în armonie cu mediul înconjurător și, chiar și în cazul unor schimbări broște în sistemul social, te adaptezi ușor la noile condiții de viață. Ai un caracter suficient de flexibil pentru a accepta noi reguli fără respingere internă, dar și o voință suficientă de puternică pentru a ignora circunstanțele contrar credințelor tale. Prietenii și familia ta sunt conștienți de limita permisă de răbdare. Orice compromis este complet contrar naturii tale și sacrificarea intereselor tale chiar și într-o mică măsură reprezintă o sarcină imposibilă pentru tine. Ai o gândire filozofică și ai propriile idei despre normele comportamentale, valorile morale și interacțiunea cu lumea exterioară. În conformitate cu aceste standarde, tu încerci să te potrivești cu prietenii și cunoștințele tale și, în caz de inconsecvență cu parametrii dați de, de tine, le prezinți diferite revendicări, uneori punând problema într-un conflict deschis. Onestitatea și păstrarea cuvântului este importantă pentru tine. Nerespectarea acestor reguli scade permanent o persoană în ochită. Aici trebuie să-ți reconsideri atitudinea față de ceilalți și să nu măsori toți oamenii cu o singură măsură. Tu ai nevoie de atenție publică însă exprimarea sensibilă a sentimentelor nu este organic specifică pentru tine. În activitățile tale profesionale, tu arăți diligență, dar nu investești suflet în ea. Chiar și în viața personală, nu ești capabilă să ți manifeste viu sentimentele și ești mereu reținută și rece. Dar tu însă ți, ți atribui această capacitate de a nu fi condusă de emoții către meritele tale. În viața ta te temi să nu obții succes și să nu-ți arăți toate calitățile pozitive. Recunoașterea altora este necesară pentru a-ți confirma solvabilitatea. O astfel de îndoială de sine servește deseori ca un obstacol în calea atingerii scopului, forțându-te să ratezi șansele norocoase pe care soarta le aruncă asupra ta. Dragoste și compatibilitate Într-o relație de dragoste, ești romantică, blândă și atentă. Îți pasă sincer de partenerul tău, dar ești vulnerabilă din punct de vedere emoțional și te poți îngrijora profund de dacă relația se va deteriora. Vrei fiabilitatea oferită de parteneriat, dar ți-e frică să faci promisiuni serioase și să-ți pierzi libertatea. Alianțele emoțional armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventurasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și zlapte poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentantă din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă. Iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării, în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite, locuri de muncă și carieră. Vocația ta principală este lupta, poate fi o luptă pentru dreptate, pentru familie, pentru muncă, pentru patrie. Pentru orice, tu trăiești în prezent și nu ești prea conservatoare. Prețuiești banii și bogăția, dar nu uiți de spiritualitate. Tu lupți în mod energic cu tirania și impunerea stilului de viață în toate sferele. Apreciezi cu adevărat libertatea. Destul de ciudat, te adaptezi bine vieții în regimuri politice dure sau în mediul volatil al schimbării puterii. Tu simți subtil schimbările care au loc și fie te afli temporar în partea de jos. Fie te adaptezi situației, cei apropiați de tine sunt conștienți de faptul că ești flexibilă și respecti numai o anumită limită. De fapt, tu nu tolerezi și nu faci compromisuri, ai în întotdeauna o vedere clară asupra lumii. Cu toate acestea, tu crezi că standardele tale ar trebui să se aplice întregii omeniri, drept urmare tu însă ți adesea comportamentul ales asupra altora și tu însă ți poți cădea în tirania pe care o disprețuiești atât de mult. Tu plasezi cerințe extrem de ridicate pentru cunoștințele tale și chiar pentru colegii tăi la locul de muncă, cerând puritate morală și onoare de la ei. Toleranța adesea nu este suficientă pentru tine și ar fi mai bine pentru tine să tratezi mai ușor slăbiciunile altora. Prezența ta este greu să nu fie observată. Poți fi lăsată singură până la sfârșitul vieții, pentru că îți suprimi emoțiile, sănătate și boli, poți avea o imagine foarte largă asupra problemelor legate de sănătate, poți fi conștientă de toate problemele pe care le poți avea în domeniul sănătății, astfel încât abia dacă poți fi sfăduită cu ceva din faptul că tu deja știi, principalul lucru nu este să uiți că în ciuda aspectului tău mândru și impregnabil, ai nevoie de dragoste și afecțiune. De asemenea, ai nevoie de un impuls din exterior pentru a stimula exprimarea ta. Uneori, o discuție prietenoasă te poate ajuta să eviți stresul sau furia. Destinul și norocul, Universul a decis să fii fericită și talentată. Ai venit în această lume pentru a o face mai bună și mai frumoasă, dotată cu o mare energie creativă, vitalitate magnetism special și farmec, dacă te cultivi pe tine însăți, urmezi calea bunătății și amilei, ai șansa de a ajunge la înălțim în orice sferă, tu ai multă putere în această lume, prin urmare, oferirea de sfaturi în acest domeniu este foarte dificilă, poate ar trebui să subliniez că, numai puțin decât alții simți nevoia de sensibilitate și atenție, în ciuda aspectului tău impregnabil, sfaturi pentru tine. Una dintre problemele tale, care apropo, tu nu consideri întotdeauna a fi o problemă, este răceala ta și suprimarea emoțiilor. Uneori ești mândră de ea, dar oricum, ai nevoie și de tandrețe și iubire, iar suprimarea acestor nevoi nu duce la nimic bun. Străduiește-te mai mult să nu mai fii atât de moralistă și fi mult mai iertătoare. Gândește-te bine înainte de a alege o soluție de rezolvare. Evită să iei decizii la mânie sau în grabă. Să fii recen este întotdeauna cea mai bună poziție. Recunoaște valoarea vulnerabilității și deschiderii emoționale. Înainte de a acționa, calculează toate opțiunile pentru evenimente și pregătește soluții individuale în fiecare caz posibil. Învață să-ți exprimi emoțiile în mod deschis. Aceasta îți va îmbogăți comunicarea cu oamenii și va picta lumea cu culori în orice cadouri ți se potrivesc, tu tolerezi mult mai ușor ca a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu, este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei, nu este dificil să știe cineva ce vrei este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura te iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să se primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază.